Ministerul Justiției Tudore Toader face declarații. Faceți acest lucru. Eu vreau să vă spun următoarele lucruri. Un guvern, indiferent de ce, mă rog, etapă funcționează, are două componente. Are o componentă, se sprijină pe doi piloni. Un pilon politic, sprijinul alianței majoritare, și un pilon, o componentă juridică pe care i-o conferă Parlament. Da? Acum, eu, sigur, fac parte, chiar dacă independent, încă fac parte dintr-un guvern. Un guvern care am văzut că ieri a pierdut sprijinul politic, dar care are încă suportul, sprijinul juridic. Personal, cred că în momentul în care se retrage sprijinul politic pentru un guvern în ansamblul lui, se retrage implicit sprijinul politic și pentru fiecare membru al guvernului, chiar dacă este membru de partid, a unui partid sau altul, sau dacă este independent. Răspunzând întrebării dumneavoastră, sigur, voi respecta deciziile care vor fi luate pe cele două componente, politică și juridică. Premierul Sorin Grindeanu spune că nu va demisiona până când nu va avea garanția că viitorul premier va fi de la PSD. Dumneavoastră rămâneți alături de domnia sa, pentru că înțelegem că toți ceilalți miniștri ar fi demisionat. Afirmațiile domnului premier Grindeanu sunt evident afirmațiile dumnealui. Și mai multe explicații, dezvoltări, vă va oferi domnul prim-ministru Grindeanu. Rămâneți alături de Sorin Grindeanu, dumneavoastră. Eu v-am repetat și vă repet. Eu mă duc acum la ora 10, la ora 9, nu la 10. Avem o dezbatere pe proiectul de lege privind modificarea legii cetățeniei. Știți că e o problemă cu recunoaștere a calității statutului de cetățean român pentru minori ai căror părinți sunt români. La orele 12 particip la secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Așadar îmi îndeplinesc obligațiile până în ultimul moment. Domnule ministru, în momentul... N-am spus nimic. În momentul de față există clar două tabere. Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu, din care faceți parte? Eu sunt ministrul justiției astăzi încă și mi îndeplinesc aceste obligații. Nu fac parte din nicio tabără. Nu uitați că eu sunt ministru independent. Susținerea politică, vă mai puteți duce proiectele la final? Ei, cu privire la proiecte, sunt multe de spus. Eu am optat așa pentru o atitudine de rezervă. Dar toată lumea vorbește de legile justiției și oarecum evocă o întârziere. Eu v-am spus dumneavoastră de multe ori, consultați graficul și programul de guvernare, vedeți că legile justiției sunt planificate pentru final de lună iunie. Eu am anunțat de săptămâna trecută, le-am pregătite, urma zilele acestea să le prezint în guvern, dar se pare că agenda are alte priorități. Încă o frază, am văzut, spre exemplu, cineva sau chiar în bilanțul acela ce scria... Au trecut 4 luni de zile de când sunt ministru, știți că eu am venit cu 2 luni mai târziu, nu din ianuarie, au trecut 4 luni și nu am realizat cartierul justiției. Păi cartierul justiției este un proiect extrem de generos și de mare și de 11 hectare de teren, aici lângă Biblioteca Națională. Acolo sunt niște proprietăți private care probabil ar trebui expropriate, trebuie studii de fezabilitate, trebuie autorizații, proiecte. În cartierul justiției, care e un proiect extrem de generos și de frumos,
sigur, cine îl va realiza, va realiza o mare operă pentru justiție, acolo vor fi reunite, după macheta pe care o puteți vedea în birou la mine, la minister, acolo ar trebui să fie CSM-ul, Înalta Curte, Ministerul Justiției, Parchetul General, toate instanțele de judecată, toate unitățile Ministerului Public. Ori, să spui cuiva că în 4 luni n-a făcut un cartier pe 11 hectare, bag seama că probabil eu vorbesc despre altceva. Și mai reproșați ceva de parcursul mandatului scurt pe care l-ați avut până acum, domnule? Păi ce am spus acum, mi-am reproșat? Vă întreb ce vi s-a mai reproșat. Dumneavoastră, asta e întrebarea. Dacă dumneavoastră vă reproșați. Raportați-vă la programul de guvernare, la obiectivele din program și la ceea ce știți că am făcut și ce nu am făcut eu. Dacă credeți că această remaniere se datorează cumva din cauza faptului că în urma evaluării parchetelor nu au fost de mici anumiți șefi de parchete, cum se aștepta probabil? Nu vreau să intru în speculații, pentru că nu cunosc considerentele care au stat la baza acestei decizii. Și câtă vreme nu le cunosc, eu de unde să fac? Pe ce bază să fac afirmații? Ce credeți dumneavoastră, pur și simplu, că puneți să aveți o opinie? Le întrebați pe cei care au decis. Ce părere aveți de acel raport? Am văzut că a scris... Raportul făcut de PSD sunt 29 de măsuri depuse în practică. Dar l-ați citit raportul? Dumneavoastră personal l-ați citit? Am citit. Nu. Ați citit obiectivele de la justiție? Să înțelegem că nu, stați un pic, le-ați citit? Ca să pui întrebări, acum fiți de acord de principiu, să pui întrebări cuiva, trebuie să știi dacă răspunsul pe care îl primești este corect și complet. De asta v-am întrebat dacă ați citit. Ele sunt obiectivele programului de guvernare pe 4 ani, nu pe 4 luni. Cu alte cuvinte, cu alte cuvinte v-am răspuns la foarte multe întrebări. Este în serviciu, deci, domnule ministru, deci, durerea liderilor din coaliția de guvernare. Deci, cu alte cuvinte v-am răspuns la foarte multe întrebări. Vă doresc numai bine. Domnule ministru, este abuzul în serviciu și pragul pentru abuzul. Da.